Se fac ultimele pregătiri la plaja Olt pentru ca toată lumea să se simtă bine. 17 iunie este ziua cea mare, când de la 9:30 puteți veni la moderna bază de agrement de pe malul stâng al Oltului, să vă răcoriți în cele două piscine, să vă bronzați și să vă plimbați pe apă cu hidrobicicletele sau bărcile cu vele, ori pur și simplu să vă tolăniți sub umbrelele exotice. Piscinele, cea de adulți, are capacitate de 100 de persoane maxim, iar cea de copii 15 persoane. Ce activități se vor mai desfășura aici pe plajă? Pe plajă vor fi concursuri interactive, vor fi de închiriat hidrobiciclete și bărci cu vele și cu vâsle. Plaja este al doilea obiectiv al clubului nautic și de agrement din Slatina, care se deschide în această vară după centrul spa și baza sportivă de aici. Direcția de sănătate publică a eliberat avizele necesare după ce probele din apă din cele două piscine au fost testate și toate condițiile au fost îndeplinite, astfel încât toți cei care vin aici să se simtă în siguranță. Tot personalul e autorizat, este cu toate certificatele în regulă și avem tot ce ne trebuie. Intrarea este 15 lei pe zi pentru un adult și 7 lei pentru un copil, însă micuții până la 14 ani nu pot veni neînsoțiți. Dacă vreți să vă plimbați cu hidrobicicleta de două persoane, vă costă 15 lei pe oră și 7 lei 30 de minute. Bărcile cu vele se pot închiria pentru o jumătate de oră la prețul de 15 lei, iar pentru o umbrelă cu tot cu șezlong toată ziua plătiți 5 lei. Plaja Olt este deschisă în fiecare zi de la 9:30 la 8 seara.